Mulți dintre noi alegem să ne petrecem revelionul în alte locuri decât acasă, dar trebuie să fim foarte atenți. Nu de alta, dar spărgătorii de locuințe nu sunt în vacanță. Ei pândesc în această perioadă. Tocmai de aceea și polițiștii sunt în alertă și ne fac recomandări. Nu trebuie să uităm în primul rând de siguranța locuinței, de siguranța bunurilor pe care le lăsăm în urma noastră și dacă dorim să nu avem vreo surpriză neplăcută de genul casa călcată de vizitatori nepoftiți, bine ar fi să ne îngrijim de siguranța locuinței noastre. În sensul că o relație de bună vecinătate întotdeauna este un paznic foarte bun, în special dacă locuiți la bloc. Este recomandat ca, mai ales în această perioadă, când căsuțele poștale se devin pline, practic, de reclame și tot felul de corespondență, să fie golite frecvent de către un vecin. Pentru că o căsuță poștală plină este un semn clar că persoana respectivă, că locatarul nu a mai trecut de mult pe acasă. În plus, este recomandat să montăm o încuietoare de înaltă siguranță la ușa de acces în locuință. Un alt obicei care s-a dovedit de nenumărate ori păgubos este faptul că oamenii s-au obișnuit să posteze pe rețelele de socializare, faptul că își petrec vacanțele în alt loc decât acasă. Bine ar fi ca lucrul acesta, dacă doriți să-l faceți, să postați după ce vă întoarceți din vacanță, pentru că în momentul în care postați în timp real că sunteți în altă parte decât în locuință, este clar că locuința este neasigurată și vizitatori nepoftiți s-ar putea să aibă intrarea liberă. Iar dacă alegem să petrecem noaptea dintre ani în aer liber la diverse spectacole, atunci trebuie să știm că hoții de buzunare sunt printre noi. Și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne protejăm bunurile pe care le avem asupra noastră, că este vorba de portofel, că este vorba de bani, că este vorba mai ales de telefoane mobile sau tablete pe care oamenii le iau asupra lor ca să fotografieze, ca să filmeze aceste momente deosebite. Întotdeauna trebuie să avem grijă că atunci când nu le ținem în mână să fie depozitate într-un spațiu sigur și mă refer la genți pe care să le și asigurăm și să nu le scăpăm niciun moment din ochi, sau buzunare interioare ale hainelor. Polițiștii spun că nu trebuie să dăm nicio șansă spărgătorilor sau hoților. Tocmai de aceea, paza bună trece primejdia rea.